Pentru că am venit sau ați venit și dumneavoastră cu noi să asistați la un ritual, la ritualul botezului, aș vrea să deschidem împreună Scripturile, să vedem, de fapt, ce spune Biblia despre lucrul acesta. Dragii mei, noi putem adăuga sau scădea de la ea, dar Dumnezeu lucrează în lumina adevărurilor Lui și El nu se abate de la ele. Când primești mântuirea, o primești în termenii Lui, nu în termenii tăi. Dumnezeu nu negociază termenii mântuirii Lui. De fapt, ce spune Biblia despre botez? Aș începe în Fapte, capitolul 19. Pavel era în Corint și el a ajuns în Efes în timp ce Apollo era în Corint și acolo a întâlnit un grup de ucenici și le-a pus o întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? I-au răspuns. Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Ascultați imediat reacția lui Pavel, dar cu ce botez ați fost botezați? Și i-au zis, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel le-a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce avea să vină după el, adică în Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Erau cam 12 ucenici. Dacă mă uit la text, văd o anumită secvență din care pot deduce o anumită teologie, un anumit adevăr. În primul rând, Pavel îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? De ce pune o astfel de întrebare? Pentru că în mintea lui, a fi creștin sau urmașa lui Hristos, înseamnă a-L avea pe Duhul Sfânt locuind în inima ta. Pavel ne spune în Roman, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Răspunsul celor 12 îl face pe Pavel să se întrebe oare ce s-a întâmplat în viața lor, ce fel de religie practică. Nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. În mod normal, la prima întrebare ar fi trebuit să adauge pe a doua în felul acesta, dar în cine sau în ce ați crezut? În schimb, Pavel spune, dar cu ce botez ați fost botezați? Ca și cum primirea Duhului Sfânt este legată de botezul cu care ești botezat. Dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui, dragii mei, încreștinarea se face într-un singur fel, crezând că Domnul Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, când îi veți vedea pe candidații de botez intrând în apă, tuturor le pun o singură întrebare. Crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Acum nu e greu să rostești cuvintele, dar să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că El a înviat din morți, ci să-L proclam, să-L mărturisești cu gura ta ca Domn, înseamnă să-ți subordonezi viața adevărurilor și planurilor Lui. Ori credința care se înfiripiază în sufletele noastre, trebuie să o mărturisești public. Și botezul este mărturia publică a unei relații care s-a înfiripat între tine și Hristos prin credință. Iar pecetea acestei relații este Duhul Sfânt care este trimis din cer. Nu uitați! A fi creștin înseamnă a avea cerul și pământul unindu-se, a avea trupul tău transformat în templul Duhului Sfânt, a face parte dintr-o biserică care este biserica lui Hristos. Imediat după înălțarea sa la cer, ucenicii au stat la Ierusalim să aștepte coborârea Duhului Sfânt și când s-a întâmplat lucrul acesta, au ieșit în piață, Petru a început să vorbească. Și în urma predicii lui, mulțimea strigă, fraților, ce să facem? Ascultați răspunsul lui Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și restul oferă Dumnezeu. Pecetea aceasta pe relația este ca inelul de logodnă. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Vom asista la un botez și aș vrea să deslușesc semnificația lui. Dar ca să deslușesc semnificația lui, trebuie să mă refer la două aspecte. În primul rând, un aspect obiectiv. Dacă în spatele acestui ritual n-ar exista o realitate spirituală obiectivă, dragii mei, ritualul în sine n-ar avea absolut nicio valoare. În al doilea rând, voi vorbi despre un aspect subiectiv.
Aspectul obiectiv este legat de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Cel subiectiv este legat de cel care se botează, de mine, de tine, când facem actul acesta. Răsfoind Biblia, vedem că istoria se termină cu o nuntă. Apocalipsa, capitolul 19, începând cu versetul 6. Și am auzit un glas de gloată multe, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Haleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit, i s-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Observați, întreaga istorie în lumina Scripturii curge spre o nuntă. Întrebarea este, oare de ce așteaptă cerul întreg, istoria, această nuntă? Ca să găsesc răspunsul, m-aș întoarce la actul creației. Scriptura spune în Genesa, capitolul 1, că Dumnezeu a creat totul prin cuvânt. El a zis și a fost. Iar în prima carte din Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, ni se spune că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și versetul 3 continuă: nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Haideți să ne întoarcem la momentul facerii. Dacă în Genesa și în Ioan Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este numit Logosul Divin sau Cuvântul, în Proverbe, capitolul 8, el este înțelepciunea întruchipată prin care Dumnezeu creează totul. Ascultați ce spune autorul Proverbelor, capitolul 8, versetul 27. Când a întocmit Domnul cerurile, eu, spune înțelepciunea întruchipată, personificată, eram de față. Când a tras o zare peste fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru în toate zilele, eram desfătarea lui, jucând necurmat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Nu știu dacă puteți să vă imaginați bucuria Creatorului când a plămădit țărâna întru chipul și asemănarea lui și a suflat în nările ei suflare de viață, ca și mirele care se pleacă asupra feței miresei lui. Îmi găseam desfătarea, plăcerea în fiii oamenilor. Din păcate, foarte curând a urmat căderea. Căderea, despărțirea de Dumnezeu, alungarea din Eden. Dragii mei, omul, prin neascultarea lui, a vândut diavolului planeta noastră. Nu vă mirați de tot răul din jurul nostru, nu vă mirați de faptul că am intrat într-o vrie din care nu mai reușim să scoatem istoria din niciun punct de vedere. Domnul Iisus îl numește pe Satana, pe diavolul, Dumnezeul veacului acestuia, stăpânitorul lumii acesteia. Lumea noastră are un mers al ei dictat de Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pentru patul său fiu și Scriptura spune că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului, să recucerească planeta și să așeze pe ea împărăția lui. Dar Fiul lui Dumnezeu vrea să domnească împreună cu tine și împreună cu mine. Când Pavel vorbește despre lucrarea mântuirii plămădită de Dumnezeu și lucrată de Domnul Iisus Hristos, el își încheie epistola către Roman, primele 11 capitole, cu această doxologie. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Dragii mei, oare de ce ne-a învățat Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos o singură rugăciune? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Observați, dorința din totdeauna lui Dumnezeu a fost nunta aceea care se pregătește la sfârșitul istoriei. Interesant, când lupta se va termina, când vrășmașii lui Dumnezeu sunt măturați de pe planeta aceasta, în Apocalipsa, primul anunț
este să ne bucurăm, să ne veselim, căci a venit nunta mielului. Mireasa lui s-a pregătit. Observați, toată istoria curge înspre acest moment. Mireasa Fiului lui Dumnezeu este biserica lui. Ești tu și cu mine cu o condiție. Dacă suntem mântuiți prin sângele lui, dacă am încheiat legământ cu el, dacă avem pe deget inelul de logodnă al mirelui nostru ceresc. Dar este o problemă. Din punct de vedere legal, Dumnezeu nu poate trece peste propriile lui legi. Scriptura toată vorbește și în Vechiul Testament și în Noul Testament în limbajul căsătoriei. Ori Scriptura ne spune că atunci când doi oameni se căsătoresc, cel puțin la noi în biserică, vin la altar și rostesc după mine un legământ. Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Beniamin fără Gău, în prezența ta, spre slava ta, hotărăsc să iau în căsătorie pe Eleonora Ponta, așa o chema pe soția mea când am cerut-o de nevastă. Te rog să mă ajut să-i fiu supusă, spune ea, să o pot iubi, spun eu. Și pe urmă totul se încheie, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. În ochii lui Dumnezeu și în legile lui Dumnezeu, căsătoria este pe viață. Noi am desfințat lucrul acesta de mult, dar El nu. El nu, dragii mei. Lucrul acesta este adevărat și în legătura mea cu mirele meu ceresc. Dar Scriptura spune că Domnul Iisus nu mă putea pur și simplu cere, pentru că eu eram nevasta altuia. El ar fi călcat propria lui lege și eu nu puteam să intru în această relație. Dacă priviți imaginea din fața dumneavoastră, în Eden, părinții, protopărinții noștri au întors spatele lui Dumnezeu. Întorcând spatele la Dumnezeu, relația cu Dumnezeu s-a rupt. Dar în același timp s-a creat o nouă relație. Pentru că noi am fost făcuți în așa fel încât să fim potriviți pentru a fi o casă, fie pentru Dumnezeu, fie pentru diavolul. Și în clipa în care relația ta cu Dumnezeu este ruptă, fii absolut sigur că relația ta cu Satana este reală și relația aceasta, nu uita, este o relație cu o entitate veșnică și moartea te va duce practic în direcția respectivă. În Psalmul 51, cu versetul 5, psalmistul recunoaște faptul că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Iar în Roman, capitolul 3, după primele trei capitole, după ce Pavel colindă întreaga lume, el trage o concluzie. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, și aici include întreaga omenire, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți au păcătuit și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Plata păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, în momentul neascultării noastre, noi ne-am rupt de domeniul vieții, de Dumnezeu, și am intrat în domeniul morții, în domeniul sau în relație cu cel rău. Iar legea lui Dumnezeu, practic, întărește această relație. Legea lui Dumnezeu întărește această relație și ea nu poate fi ruptă decât cu acordul legii lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu a zis că această relație este pe viață până când moartea ne va despărți. Dați-mi voie să citesc un text din Roman, capitolul 7, primele 4 versete. Nu știți, fraților, căci vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege, prin legea lui Dumnezeu, de bărbatul ei, câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, ea este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu se mai cheamă prea curvă dacă se mărită după altul. Nu uitați, prin ascultarea noastră, noi am devenit într-un fel soția lui Satan, am intrat într-o relație cu Satan. Ce am o veste proastă pentru fiecare dintre noi. Bărbatul nostru nu moare, Satan este o ființă veșnică. Este arhanghelul strălucitor al lui Dumnezeu răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce nădejde am să mă mai eliberez din această relație? Una singură,
să mor fără să mor. Când moartea fizică survine, moartea fizică înveșnicește relația în care mă găsește. Dacă sunt legat de Satan, voi fi o veșnicie în iad. Dacă sunt legat de Hristos, voi fi o veșnicie cu El. Dragii mei, întregul plan de mântuire, care a costat atât de scump pe Dumnezeu, a fost pus în acțiune ca eu să mor fără să mor. Cu alte cuvinte, moartea Domnului Iisus Hristos să mi se atribuie mie. Și în felul acesta, relația dintre mine și cel rău să fie ruptă și eu să pot să intru într-o nouă relație cu Hristos. Versetul 4, versetul următor. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce-a înviat din morți și aceasta ca să ducem roadă pentru Dumnezeu. Observați, prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea. Odată ce Hristos a murit, legea este împlinită, relația este ruptă și acum sunt liber, mă pot căsători cu altul și în felul acesta Hristos mă poate chema, mă poate lua ca și mireasa Lui. Roman, capitolul 6, vine și punctează acest adevăr. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Veți vedea astăzi două aspecte. În primul rând, fiecare candidat, după ce va mărturisi, îl voi cufunda în apă. Dacă l-ați ține 10 minute în plus, ar fi mordea binelea. Mordea binelea. Cu alte cuvinte, cufundarea în apă înseamnă moartea mea, simbolizează moartea mea, reprezintă moartea mea împreună cu Domnul Iisus Hristos. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Imaginați-vă, în momentul morții, rupi relația cu tot trecutul tău. Și când ieși din apă, când te ridici de acolo, este ca o înviere din morți la o nouă viață. Este un hotar pe care îl marchez în experiența ta, în istoria ta, ca să știi că ai avut un trecut pe care nu l-ai putut rezolva decât prin moartea lui Hristos în locul tău, dar acum ai înviat la o viață nouă. Dragii mei, botezul asta semnifică o îngropare împreună cu Hristos, o moarte împreună cu Hristos și o înviere împreună cu Hristos. Și această moarte și înviere, practic, ne oferă libertatea. Libertatea de a fi despărțiți de cel rău și uniți cu Domnul Iisus Hristos. În 2 Corinteni, Pavel spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Biblia vorbește despre naștere din nou. Un învățat a venit la Domnul Iisus într-o noapte să vorbească cu el și Domnul Iisus îi taie vorba și îi spune lui Nicodim, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, de sus, din Duh, din Dumnezeu, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, încreștinarea nu se face prin mutarea dintr-o religie în alta. Religia nu mântuiește pe nimeni. Domnul Iisus Hristos ne mântuiește pe fiecare. Dacă este cineva în Hristos, legat de El, prin moartea și învierea împreună cu El, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Câți dintre noi n-am vrea să dezbrăcăm trecutul nostru, să uităm de El? Este o singură șansă. Trecutul acela trebuie, din punct de vedere legal, rezolvat, plătit și Domnul Iisus a plătit în locul meu și în locul tău. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Din pricina acestei realități obiective din spatele botezului, aș putea striga să înceapă nunta. Dragii mei, Scriptura se termină cu un cuvânt, Maranata, vino Doamne Iisuse. Toată istoria curge spre nunta mielului și tu poți face parte din mireasa Lui dacă ai murit împreună cu El și ai înviat la o nouă viață. Acesta este aspectul obiectiv. Asta este lucrarea Domnului Iisus. Dar de ce sunt ei aici în haine albe și ce înseamnă pentru ei, pentru cei care au îndrăzneala să facă pasul acesta? Dragii mei, care este sensul subiectiv a ceea ce veți vedea astăzi? Botezul este, în primul rând,
o bucuroasă proclamare, celebrare a păcii, a relației mele cu Dumnezeu. Și în al doilea rând, o solemnă angajare pentru tot restul vieții mele. În 1 Petru, capitolul 3, este un verset care se referă în mod specific la ritualul din această dimineață. Icoana aceasta închipuitoare, observați, tot ce veți vedea este o icoană închipuitoare, o analogie, o metaforă. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și a supus îngerii și stăpânirile. Ce nu este botezul? Dragii mei, botezul nu este o curățire de păcate. Așa cum intri în apă, așa ești din ea. Afară de faptul că ești ud. Dar în rest nu se întâmplă nimic pe plan spiritual. Ca să se întâmple ceva pe plan spiritual, trebuie să faci referire la realitatea despre care tocmai am vorbit. Dar atunci ce este botezul? Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Nu, să nu vă cunoașteți, cei care nu țineți de biserica noastră. Eu sunt aici de 60 și ceva de ani, dar noi putem purta măști, putem zâmbi, putem părea că suntem buni, oamenii pot vorbi despre mine, dar nu uitați, totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem a face. Pe Dumnezeu nu-L poți minți. Să ai cugetul curat înaintea lui Dumnezeu este un lucru incredibil. Ori botezul este mărturia faptului că înaintea lui Dumnezeu am cugetul curat, sunt ca născut din nou. Din cele mai vechi timpuri, omul a știut în conștiința lui că relația cu divinitatea trebuie mijlocită de temple, jertfe și preoți. Citiți istoria religiilor și veți vedea că în toate civilizațiile lucrul acesta a fost adevărat. Dar în același timp, istoria ne învață că nici unul din închinătorii ei, după ce a adus tot ce a crezut că trebuie să aducă divinității zeului sau Dumnezeului ei, a plecat acasă la fel de buimac ca și cum a venit. Pentru că dacă nu-ți vorbește divinitatea, dacă nu-ți spune, da, sunt mulțumit, atunci nu știi ce să faci. Nu ți s-a întâmplat să mergi la medic și, cum în lumea noastră, trebuie să ai și plicul pregătit? Tu ai pus cât ai crezut și vii la marele doctor și pui plicul în mână și el ți-l ia cu o mimică absolut fără nicio expresie, și îl bagă în buzunar și tu pleci și te întrebi, ori a fost mulțumit? Ori ai ajuns? Torturat de ideea aceasta. Imaginează să vii înaintea lui Dumnezeu și să nu știi dacă e mulțumit sau nu. Dragii mei, din pricina asta, dacă citiți istoria, omul a plusat mereu valoarea jertfelor. Până acolo încât și-au jertfit proprii lor copii, jertfele umane din toată istoria, care sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Cu totul altceva s-a întâmplat în creștinism. Dumnezeu a așteptat o singură jertfă, jertfa Fiului Său, în locul nostru al tuturor. Dar ascultați ce spune Scriptura în Romani, capitolul 4, 24 și 25. Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Acum aș intra un pic în text și aș vorbi despre cauze și efecte. Observați, cauza au fost păcatele mele, păcatele tale, nelegiuirile tale, nelegiuiri, călcările de lege. Efectul este moartea Domnului Iisus Hristos. Dar textul continuă. A fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Dragii mei, cauza care a dus la învierea lui Iisus Hristos este faptul că eu am fost socotit neprihănit. Cu alte cuvinte, învierea Domnului Iisus Hristos este strigătul lui Dumnezeu peste întreaga istorie că a acceptat jertfa și că este îndeajuns. Nu mai trebuie aduse nicio altfel de jertfă. Dumnezeu este mulțumit cu jertfa care a fost adusă. Învierea Domnului Iisus Hristos este declarația lui Dumnezeu că ne-a iertat și că ne putem întoarce acasă. Ce este botezul? Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Dragii mei, dacă Hristos n-a înviat, nici morții nu înviază.
Dar Hristos n-a înviat, noi suntem încă în păcatele noastre. Dar pentru că Hristos a înviat și aceasta este o realitate obiectivă, istorică. Unul din ziariști a înțeles că pe învierea lui Hristos stă întregul edificiu al creștinismului și și-a luat toate instrumentele să dărâme acest edificiu și a pornit pe urmele lui Hristos. Frank Morrison și-a scris o carte, Who Moved the Stone? Cine a mișcat piatra? Și primul capitol din carte este intitulat Cartea care a refuzat să fie scrisă. Omul s-a încreștinat în dorința lui de a zgudui temelia creștinismului și a scris o carte incredibilă despre cine a mișcat piatra, cine a prăvălit piatra de pe gura mormântului. Dacă Hristos a înviat, învierea lui este declarația lui Dumnezeu că și tu și eu putem avea iertare. Că acest ritual pe care îl facem nu este un ritual gol, ci este cu o semnificație extraordinar de adâncă. Ascultați ce spune Pavel în Roman, capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui. Dacă am citit textul corect, atunci nimeni nu se botează ca să ajungă să aibă pace cu Dumnezeu. Spuneam, drac intri în apă, drac ești din ea. Cum intri în apă, așa ești din ea. Cu alte cuvinte, pe Dumnezeu nu-L câștigi prin ritualul exterioare. Noi avem pace cu Dumnezeu și de aceea ne botezăm. Botezul este mărturia unui cuget curat, această bucurie, bucuroasă declarație a faptului că am fost iertat de Dumnezeu. Dar dacă lucrul acesta se consumă în momentul actului, dragii mei, mai există un aspect care va continua de aici încolo până la sfârșitul vieții. Observați, există o bucurie când vii la altar și ești îmbrăcat în haine de mireasă și ai cununia religioasă, este momentul acela, te bucuri cu prietenii. După aceea vine viața de căsătorie, vine susurile, josurile, bătăliile, frământările, durerile. Dragii mei, exact așa e viața creștină. Și de aceea spune Scriptura, mai bine doi decât unul. Iar aici este vorba de faptul că botezul este și o solemnă angajare. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Uitați-vă la imaginea de pe ecran, care pentru mine ilustrează părerea Bibliei despre mântuire. Mântuirea începe cu o intrare pe poartă și se termină cu ajungere la țintă. Iar între ele este o cale de umblat, o cale de alergat. Și această cale se cheamă viața creștină. Trăirea creștină, bătăliile din viața noastră, exact ca și în căsnicia de pe pământ. Dragii mei, botezul este o icoană închipuitoare care ne mântuiește acum pe cale, între poartă și destinație. Dar ce închipuie această icoană? Lăsați-mi voie să lărgesc un pic contextul versetului 21. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovădească duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. La începutul Scripturii este vorba de potop. Potopul este revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Și acolo când apa, ca simbol al mâniei lui Dumnezeu, a măturat întreaga omenire, a existat un chivot, o corabie, pe care a construit-o Noe și în care s-a adăpostit cu familia lui. Și în timp ce omenirea a pierit, această corabie l-a adus până pe muntele Ararat. Și așa a renăscut istoria omenirii. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este corabia aceasta mântuitoare, dimpreună cu trupul Lui, cu biserica. Dimpreună cu trupul Lui, cu biserica. Am spus că botezul este o solemnă angajare. Cu alte cuvinte, botezul este actul ascultării mele care mă angajează alături de frații mei în procesul ducerii mântuirii până la capăt. Lupta va continua. Nu-i sfârșitul drumului, doar începutul drumului. Și de aceea Pavel în Evrei, capitolul 3, ne spune
Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă desparte Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții, observați, avem nevoie unii de alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi. Câtă vreme se zice astăzi. Viața creștină este o viață de război, de luptă. Atacați din toate părțile, trântiți uneori, dar nu înfrânți. Ne ridicăm unii pe alții. Dragii mei, vai de cine este singur și cade. Și de aceea, prin botez, intru în trupul lui Hristos, în biserică, alături de frații mei, ca să ne ajutăm unul pe altul să ne ducem mântuirea până la capăt. Înainte de înălțarea la cer, Domnul Iisus a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dacă privesc versetul acesta și mă gândesc la drumul pe care am să-l parcurg, dragii mei, baptistierul este Sfânta Scriptură. Acolo ne este descoperit numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și botezul se transformă într-un proces al cunoașterii lui Dumnezeu întreaga mea viață. Oare de ce a spus Domnul Iisus în ultima lui rugăciune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu? La ce veți asista astăzi? În primul rând, la o proclamare bucuroasă a celor care știu că au păcatele iertate din pricina faptului că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. În al doilea rând, la o angajare, și de aceea este un act public, la o angajare alături de frații lor, ca să ne ajutăm unii pe alții, să ducem mântuirea până la capăt. O scurtă paranteză. De ce nu botezăm copiii mici în biserica noastră? Dragii mei, dintr-un motiv foarte simplu. Dacă nu ritualul mântuiește, poți să-l faci cum vrei de frumos. E gol și fără rost. Dacă realitatea pe care am înțeles-o și o cred mă mântuiește, atunci botezul trebuie să fie mărturia mea, nu altora, despre curățirea cugetului meu prin învierea lui Hristos din morți, pentru că am înțeles că a murit pentru păcatele mele și a înviat a treia zi din morți. Și asta nu poate face nimeni în locul meu. Trebuie să o fac eu însumi. Eu însumi. Ce semnifică tot ce veți vedea? În primul rând, trimite la realitatea aceea pe care a lucrat-o Dumnezeu pentru noi în univers prin darea Fiului Său la întrupare, trăire, răstignire și înviere. Lucru pe care nici unul din noi nu l-am putut atinge nici cu degetul mic. El a făcut această lucrare, noi beneficiem de ea. Dar în dreptul nostru este și o bucuroasă proclamare că relația mea cu cer rău s-a rupt prin moartea lui Iisus Hristos și acum pot deveni mireasa Lui și pot aștepta împreună cu tot cerul nunta cu care se va termina istoria. Pot aștepta împreună cu tot cerul. Dragii mei, iadul este o realitate, după cum raiul este o realitate. Și nu toți vom fi în rai, fiți absolut siguri. Din pricina dreptății lui Dumnezeu, alegerea, așa cum au cântat tinerii, trebuie făcută acum și aici. Dar după ce am proclamat bucuria de a fi iertat de Dumnezeu, după aceea iau viața în serios. Și știu că inima mea este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și de aceea stau deschis față de soția mea, față de copiii mei, față de frații mei, să ne putem îndemna unul pe altul, ajuta unul pe altul, ridica unul pe altul, ca să ajungem împreună la țintă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Dragii mei, noi ne vom retrage. Ne pregătim pentru actul botezului și fie ca gestul acesta să-ți aduc aminte de cel pe care l-ai făcut tu la vremea ta sau dacă n-ai încheiat un legământ cu Dumnezeu,
să-ți aduc aminte că nimeni nu o poate face în locul tău.